Gata, continuăm lecția. Deci, spunem așa. Într-un magazin sunt 4500 de kilograme de zahăr. O altă problemă, da? Da. Într-un magazin sunt 4500 kilograme de zahăr. În prima zi s-au scos 0,4 din cantitate. Deci, în prima zi, 0,4 în perioadă din cantitate. Da? 0,4 în perioadă din cantitate. A doua zi s-au scos 0,4 cantitate rămasă. Din cantitate rămasă. A doua zi, 0,4 din cantitatea rămasă. A treia zi, 0,25 din cantitatea rămasă după a doua zi. 0,25 din cantitatea rămasă după a doua zi. Așa. Câte kilograme de zahăr au rămas în magazin după a treia zi? Cât a rămas după a treia zi? Deci, cât a rămas după a treia zi? Ce cantitate a rămas după a treia zi? Domnul profesor? Da. Nu putem să facem 4500 ori, că e din... Și din se traduce ca un fel de ori 4500 ori 0,4 și facem egal, adică 4500 ori 4 supra 9 și dăm 4500 ori 4 pe 9 și dacă se simplifică, simplifică și... Nu e important, raționament să facem. Deci, pentru a afla care este cantitatea pe care am extras-o în prima zi, înmulțim pe 4500 cu fracția respectivă, cu numărul respectiv, și aflăm cât am scos. Și ca să văd cât a rămas, scad din 4500 pe cât am scos și văd cât mi-a rămas. Da. Acum, a doua zi, din aceeași cantitate, iar scot o fracție din ea. Tot din 4500. Nu din 4500. Din numărul care a rămas, din rest, a scăzut. Din restul, da. Din prima zi. Da. Deci prima zi este egal 4500 de kilograme pe 4 pe 9. Ori 4 pe 9. Ori. Hai să vedem ce ar însemna dacă s-ar fi scos o jumătate. Dacă s-ar fi scos o jumătate, împărțeam pe, o mulțim 4500 cu 1 pe 2. Da. Corect. Da? Ei, dacă s-a scos fracția asta, hai să zicem 0,4 în perioadă este egal, știm bine că se mai scrie, 4 pe 9. Egal cu 4 pe 9. Da? 0,4 egal cu 4 pe 9. Și acum, spunem, pentru a vedea cât s-a scos în prima zi, chiar în cuvinte spuneți, pentru a vedea cât s-a scos 4500 cât s-a scos în prima zi. Cât s-a scos în prima zi? Și ca să aflăm 4500, înmulțim cu 4 pe 9 și egal cu 45 cu 9 se simplifică și face 500. 500 ori 4 și egal cu cât? 500 ori 4 face? 2000 kilograme s-au scos în prima zi.
Deci 2500 s-au scos în prima zi. Și acum din 4500 scădem 2000 de kilograme care s-au scos în prima zi. Da. Rest rămas înseamnă 4500 minus 2000 și egal cu cât? Cu 2500 kilograme în magazin. După prima zi, după ce s-au scos cele 2000, au rămas 4500. Și acum din 2500 ori 0,4. A doua zi. Da. Pentru a doua zi, 0,4 înseamnă 4 pe 10. Da. Nu? Care înseamnă 2 pe 5. Asta înseamnă, nu? 4 pe 10 înseamnă 2 pe 5. Și acum ce facem? Cine acționează 2 cincimi din rest? Da, corect. De ce facem, Miruna? Scazi kilogramul. Nu, ce să scădem? Dacă în magazie este cantitatea asta. Da. Să scad câte? 2 cincimi să scot. Ca să aflăm cât se scot, înseamnă pe 2500 înmulțim cu 2 pe 5. Asta facem. Pentru a doua zi, 2500 înmulțim cu 2 cincimi și egal cu cât? Păi simplificăm printr-un 5, 2000. Așa, așa vine. Ar veni 500 ori 2? 1000. 1000 kilograme s-au scos a doua, da? A doua zi. Cât a mai rămas din cele 2500? Păi facem 2500 minus 1000. Deci 2500 minus 1000 egal 1500 au mai rămas mas în magazin. Da? 2500 kilograme au rămas în magazin. Și acum 1500 de kilograme mulțim cu 0,25, adică 0,25 și 25 pe 100, care se simplifică prin 25 și 1 pe 2, da. 1 pe 4. 4. Deci asupra 1500 lucrează cine acum? Lucrează 1 pe 4. Și zicem 1500 kilograme ori 1 pe 4 este egal cu... Deci 1, 50. Ia să vedem. O simplificăm, se poate simplifica. Pe 4 prin 15 de câte ori? De 2 ori. De 3 ori, cred că merge. 3 ori, 4, 12. Da. Da? 12. Rămâne 3, 30, 4 în 30 de 7 ori. 7 ori 4, 28. Și rămâne 2 și cu 0, 20, 4, 20, 5. 375? Face 375 kilograme. Deci 375 kilograme au fost scoase a treia zi. Au fost scoase a treia zi. Și acum din 1500. Da. Sigur că dacă ar veni, urmă, după a treia zi. Da, da. Deci din 1500 kilograme, scădem pe cele care au fost extrase, scoase. 375 kilograme. Și dă exact răspunsul din carte, 900. Și dă cât? Da, 9125. Cum dă 9100? 900. Cum se dă 900? Deci, păi dacă din 1500... Stați puțin, vă fac acum calculul. 5 din 10, 5. Corect. 7 din 9, 2. 4, 125. 3 din 4, 1. 1125. Da. Deci rămâne 1125 kilograme în magazin. Ce ne-a întrebat? Cât a rămas după a treia zi? Răspuns? 1125 kg. Da, da. Am întrebat. Zi. De la început. Zi. Nu am înțeles de ce facem 2500 ori 2 pe 5 și nu 2500 împărțit la 2 pe 5. Păi,
Ia să vedem. Ce înseamnă că scoatem o jumătate dintr-o cantitate? Înseamnă că numărul respectiv se mulțește cu 1 pe 2. Da? Deci, ce înseamnă 10 cu jumătate din 10? Înseamnă 10 împărțit la 2, da? Da. 10 împărțit la 2, dacă să mai scrie ca fiind 10 ori 1 pe 2. Da. Că, cum se mulțesc două fracții care au... Prima cu a doua inversată. Nu, la împărțirea asta. A, da, la mulțire numărători între și numitori între. Deci vine 10 pe 2. 10 împărțit la 2. Adică 5. Deci, în loc să spun... ce înseamnă 3 pătrimi dintr-un număr? Adică... 3 pătrimi, uite, 3 pe 4. 3 pătrimi din 10. Din 12, hai să iau așa. Da, devenim 12 pe 1 ori 3 pe 4, care e egal cu 12 ori 3 supra 4, adică... Deci, 36 pe 4. Deci, atenție, nu sunteți atenți, Vlad, ești neatent. Să știi că eu nu pot... În timp ce explic, nu pot să o fac numai pentru unul din voi, pentru toți. Ce înseamnă 3 pătrimi dintr-un număr? Adică deci aici e 13, da? 12 împărțit de 4. Nu, 12. Nu, spui așa, 3, 12 împărțit la 3 pe 4, da? Da. Împărțit. Nu, Miruna. Pentru a face 3 pătrimi dintr-un număr, înseamnă pe numărul acela îl împărțim la 4 și luăm 3 din el. Uite, Miruna, ce înseamnă? Ăsta e întregul, da? Și eu vreau să aflu 3 pătrimi din el. Da. Înseamnă că pe numărul ăsta îl împart în 4, deci, iată, iau 4, și 3 pătrimi din el, atât înseamnă. Da. Deci îl împărțim la 4, la numitor, și mulțim cu 3. Înseamnă, de fapt, numărul respectiv se mulțește cu 3 pe 4. Da. Se mulțește, da? Da. Deci, de ce se împarte la 4? Pentru că la orice fracție am numitorul 4, da? Deci împărțim la 4 și mulțim cu 3. Da. Sau, altfel spus, mulțim pe 12 cu 3 pe 3. Asta am făcut eu aici. Deci, ca să aflu o fracție dintr-un număr, înmulțim numărul cu fracția respectivă. Vă rog să scrieți în cuvinte. Pentru a afla. Pentru a afla. O fracție dintr-un număr se înmulțește numărul cu fracția respectivă. Se înmulțește, se sublinem, se înmulțește numărul cu fracția respectivă. Exemplu. 3 pe 4, 3 pătrimi din 12 egal cu 3 pe 4 ori 12. Dar nu putem să facem și 12 ori 3 pe 4, cu tot acolo. Tot același lucru. Da? Că doar produsul este comutativ. Egal cu cât? 3 pe 4 ori 12 și face răspunsul 9. Da? Da. Profesor, 9, da. Eu acolo, la prima, când s-a scos în prima zi, de ce nu putem să facem 4500 ori 4 și supra 9? Păi asta am făcut. Asta am păi da, dar... 4500 ori 4 și totul supra 1 și vine totul supra 9. 4500 ori 4 supra 9. Și am simplificat. Este același lucru făcut. Da. Numai că noi l-am scris cum ai vrut tu. Dar este același lucru subînțeles. Că 4500 ori 4 pe 9 înseamnă, de fapt, 4500 pe 1 mulțit cu 4 pe 9 înseamnă 4500 ori 4, totul supra 9. Da. Este aceeași poveste, n-am făcut altceva. Dovadă că aici vine 9 cu 45, simplificăm la fracție, știți bine, pe diagonală, da? 45 cu 9 își face 5, cele două 0, 500 ori 4 își fac 2000. 2000 de kilograme au fost scos în prima zi. Și ca să vedem câte o mai rămas în magazie, scădem din 4500 pe 2000 și face 2500 kg rămase. Acum, supra celor 2500 lucrăm
cu, din nou, fracția 2/5, că 0,4 înseamnă 4 pe 10, înseamnă 2/5, cum am lucrat asupra lui 4500 cu cine am lucrat? Cu 4 pe 9, acolo lucrăm cu cine? Cu 2/5. Și 2/5 înseamnă 1000 de kilograme, care o scoatem de-a doua zi și ne rămân în magazie 2500 minus cât am scos 1500 de kilograme, iar 1500 rămase, tocmai e cantitatea pe care o avem în vedere pentru a treia zi. Și 1500 ori o pătrime, că 0,25 înseamnă 8, înseamnă cât 25 pe 100 și înseamnă 1 pe 4. Și când lucrăm aici, ne dă 375. Asta scoatem la 3 zi. Ca să vedem cât au rămas, scădem din 1500 pe 375 și vedem exact cât au rămas. Da? Deci la problema următoare. Cred că s-a înțeles problema aici, nu? Da. La 5. Așa. O citesc? Citește-o, citește-o, te rog, să vedem ce, cum o, să o înțelegem. Deci, cum o redactăm. Unele vale media notelor obținute în timpul semestrului 8,50. Care este nota minimă, număr natural nenul, pe care o poate lua la teză pentru a obține media semestrială cel puțin egală cu 8? Hai să vedem. Deci, încă o dată, spune. Unele vale media notelor obținute în timpul semestrului 8.50. Care deci 8.50. 8.50. Hai să scriu într-o parte aici. 8.50 egal media notelor de pe semestrul întâi, da? Media notelor l-a pus în catalog, da? Da. De profesor. Da, nu zice că e semestrul întâi, zice... De semestrul, da. Da. Semestrul întâi, semestrul doi, n-are importanță. Important este că media notelor e 8.50. Da. Mai departe. Care este nota minimă, care e număr natural nenul, pe care o poate lua la teză pentru a obține media semestrială cel puțin egală cu 8. Așa. Deci se obține cel puțin 8, dacă nu, mai mult. Da? Cum se face media? Se adună media notelor din oral, plus cu nota, media din teză. Nota din teză. Și împărțim la câte? La 5. La 4. De ce la 5? La 4, așa. De ce la 4? Că ia la 3 note din oral și... Dar și eu am spus 3, m-a spus 3, așa? Nu, eu zic așa, în cazul nostru. Dar nu se face așa. Se face 3 ori notele din oral plus teza împărțite la... Dar de ce 3? Deci poți să fii în oral și 7 note. Deci nu spune nimic. În media se face așa, se adună media notelor de la, din puse pe parcurs cu teza și se împarte totul la 2. Că teza are o pondere foarte mare. Deci teza are o pondere puternică, de-aia e teză. Nu e ca orice notă din clasă din timpul anului. E tot ce am acuzat. Deci teza, de aceea se dă teză. Nu e ca o notă obișnuită pe care o obții pe parcursul semestrului. Deci, practic, media asta și cu o notă pe care o adăugăm, ce fel de notă să fie acolo? Care este nota obținută la teză, spune? Pentru a obține media semestrială cel puțin egală cu 8. Cel puțin egală cu 8, adică să fie 8 sau mai mare, nu? Da. Deci când spune cel puțin 8, să fie ori 8 sau mai mare. Citești încă o dată. Care este? Deci, care este nota minimă pe care o poate lua la teză pentru nota a... minimă și mai spune număr întreg? Număr natural nenul. Așa. Adică diferit de 0, cum ar fi. Nu poți să iai 0 la teză, da? Nu poți. Deci, la 8.50 plus x X care să fie un număr natural,
împărțit la 2, să ne dea cel puțin 8. 8. Adică rezultatul să fie mai mare sau egal cu 8. De la 8 încolo să obținem. Păi, dacă dăm cu presupoziție, dacă ar fi 8,50 plus 10, să zicem așa, supra 2, să vedem dacă e mai mare decât 8 și ar veni 18,50. Da, mai bine să amplificăm 8-ul cu 2 și apoi să facem 8. Păi, de ce nu are să pe el să vadă, să ducă raționamentul? Deci, da. El o plega pe o idee. Dacă ar fi 10. Da, da. Ar fi așa 8,50 plus 10, adică 18,50 împărțit la 2, adică 9,50 și imediat să rotunci la 10. Deci 9 cât ar fi? 9,25. Da. Că e 9,25. Care îți place. E da. Bună, da? Da? De 10 ar fi bună. Da. Altă notă care s-o încercăm. 9. Da. Hai să vedem. 9 și cu 8, 17, 50. 17,50 împărțit la 2. 2. 17 împărțit la 2 ar face 8. 8,50. 8, da. Dar nu, că e 8,25. Și tot e bun. Nu e 8,25. E 8,50, numai 17. Și cei 50 împărțit la 2 ar face 25, 25. 25 și cu 8,50 fac 8,75. Da. Tot bun este. Deci nota nouă e bună. O altă notă. 8. 8. 16,50. 10 împărțit la 2. Împărțit la 2, 8,25. Bun. Și asta e bună. Deci, e de la 7 în jos numai. Sau... Cred că la 7. Să vedem. 7 și 8,50 se va cu 15,50. Împărțit la 2 vine 7,75. Deci nu este. Deci de la 8 încolo ar fi. Da? Da. Deci pe raționamentul lui, lucrând, gândind problema practică, înseamnă că care sunt notele care te-ar favoriza pe 8, tine? 8, 9 și 10. Deci X ăsta aparține mulțimii, răspunsul așa, X aparține lui 8, 9 și 10. 8, 9 și 10. Miruna, așa a gândit el problema. Și ca să ai dovadă, la redactare vei spune. Dacă X, nu? Dacă X egal cu 10, atunci rezultă că 8,50 plus 10 tot împărțit la 2 egal cu, cât ai zis tu, 9,25. Corect. Bine. Îți place aici. Da, bun. Place. Dacă X egal cu 9, atunci 8,50 plus 9 împărțit la 2 ar face 17,50 supra 2 și ar face cât? 17,50 supra 2. 8,75 da. 8,50 din 17, 25 vin de la 50 împărțit, deci 8,75. E bun și asta îmi place. Și asta îți place. X egal cu 8, rezultă că 8,50 plus 9 plus 8, da, supra 2 face 16,50, care conduce la 8,25. Asta este bun. Bine. Da. Și, în sfârșit, X egal cu 7. Nu mai e bun. Nu mai e bun. Și atunci de aceea spui că 8, 9 și 10 da, da. Sunt notele care ești. Miruna, te rog, tu cum ai propus? Să amplificăm pe 8, pe al doilea 8 cu 2. Deci mulțime inegalitatea cu 2. Da. Exact cum ai spune, ai amplificat cu 2. Da, și eliminăm numitorii și o să avem 8,50 plus X. Plus X este mai mare egal decât 16. Mai mare sau egal decât 16. Echivalent cu... Echivalent cu a spune că X... Scădem 8,50 din ambii membri. Da. Deci scădem 8,50 din ambii, minus 8,50 da. Din ambii membri. Și urmează pe X mai mare egal decât 16 minus 8,50 și face egal mai departe cu? Și face X este mai mare sau egal decât 7,50. Deci X-ul trebuie să fie mai mare egal decât 7,50. Cum X-ul este număr natural, care sunt numerele naturale dincolo de
mai mari ca 7,50. 8 și 9 și 10. Deci rezultă că x aparține mulțimii numerelor 8, 9 și 10. Iată raționamentul. Tu ai făcut prin încercări, tot atât de bine. Tu ai mers în calculul pur și simplu, da, ai în ecuația acestea. Da, am văzut și eu, dar acum nu... Bine, aritmetic, dar eu am luat așa, să vedem dacă e bun. Da, da, e același lucru. Deci nu, nu se înțeleagă, să nu se înțeleagă că ce-o zis Miruna nu ar fi corect. Ba da, e bun. Este corect pentru că a rezolvat inegalitate. I-a spus media să fie mai mare decât 8. Da, da. Și atunci a lucrat matematic inegalitatea asta, a adus la aceeași numitor, cum spune ea, eliminat numitor, sau altfel spun mulțim cu 2 și când ai mulțit cu 2, 2 cu 2 simplifică și vine doar 8, 16. Și am scăzut 8,50 din ambii membri și zice că x-ul trebuie să fie la 7,50 încolo. Și cum natural trebuie să fie, așa zice problema, 8, 9 și 10. Terminat problema. Da. Să vedem cealaltă. Următoarea de la testul de 150. Doamne, acolo. Da, o să o iau imediat. Doamne, citesc eu. Citești-o tu. Problema 5. Hai. În prima zi s-a scos 4 pe 9 din întreaga cantitate de marfă existentă într-o magazie. A doua zi s-a scos 2 pe 5 din cantitatea rămasă, iar a treia zi 1 pe 4 din rest și a mai rămas 1125 kg. Ce cantitate era inițial în depozit? Păi e cu aia care am rezolvat mai Da, da, nu ne mai dă cât este la început. Da, acum e un fel de la coadă la cap. Așa, așa. Este mersul înapoi. Ha, gata, și cum e. Așa deci, o să scrie. Hai, să zicem. Deci. Să redactăm. X, să notăm cu cantitate. X, cantitatea inițială, da? Da. Cantitatea inițială. Ce spune? În prima zi? Deci, în prima zi s-a scos 4 pe 9 din întreaga cantitate, adică x ori 4 pe 9. X ori 4 pe 9 scoase, da? Da. Rămas, rămas, cât o rămas? Deci, după ce s-au scos din întreaga marfă existentă, așa, a doua zi s-a... Nu, 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 cât au rămas. Că trebuie să am făcut cât au rămas. N-am aflat cât au rămas. S-au scos 4x pe 9. Deci 4x pe 9 s-au scos. 4x pe 9. 4 noimi au fost scoase. Cât au mai rămas? Păi nu mai zici. Păi nu, noi aflăm acum. E treaba noastră, știți că acolo scădeam. Dar acum scădem din cine? Din X. Da. Că păi X este cantitatea pe care o aveam la început. Deci, rămas care este? X minus 4X pe 9. Din X scădem cât a fost scos. Nu-i bine? Ba da. Din X scădem 4X pe 9. Și egal cu? Egal cu, păi dacă amplificăm cu 9 prima, sigur că da. 9x minus 4x da. Supra 9 și egal cu 5x pe 9. Da. 5 noimi. Era de așteptat că 4 noimi au fost scoase și 5 noimi au rămas. Trebuie să vă închipuiți ca pe un segment, copii, pe care l-am împărțit în 9. Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și 4 noimi scoatem, 4 scoatem, asta am scos-o, și câte au mai rămas? 5 noimi, da? 1, 2, 3, 4, 5. 5 noimi, uite, 5 noimi din X au rămas. Da. A doua zi, deci asta s-a întâmplat în prima zi. Da. A doua zi operăm și intervenim din rest, cât au mai rămas. Adică 5X pe 9 ori 2 pe 5. Așa. Deci, 5x pe 9 ori 2 pe 5 egal se scot. Egal, ca să vedem cât face. Face aici. Păi, x. 5 cu 5 se simplifică. Da, asta am zis. Se face 2x pe 9. A. Doua zi. Se scot. Se scot.
a doua zi, da? Da. Se scot a doua zi. 2x pe 9 a doua zi. Cât o mai rămas? Rămas. 2x pe 9. Rămas cât? 2x minus 2 pe 2. Cât o rămas din ce a fost restul? 5x pe 9 minus 2x. Așa, din 5x pe 9 scădem 2x pe 9. Nu din, la, din x la început. Da? Atenție! Nu de la început. Dar nu e cantitatea ta. Deci 5x pe 9 minus 2x pe 9 egal cu 3x pe 9. Face 3x pe 9. Au rămas a? A doua zi. A doua zi. 3x pe 9 simplificăm, da. Prin 3 și egal cu x pe 3. X pe 3. Asta au rămas după a doua zi. Da. Ce spune? A treia zi? Da. A treia zi este x pe 3 ori 1 pe 4. O pătrime spune, da? Da, da, o pătrime. Deci, a x pe 3 ori 1 pe 4 egal cu x pe 12. Corect. Și scos. Scos, da? Scos a treia zi. Scos a treia zi. Și acum facem x pe 3 așa, minus x pe 12. Deci rămas, rămas în a treia zi după ce am operat, x pe 3, din ce a fost rămas de a doua zi, minus x pe 12. X pe 12. Și prima cu 4. X. Cu 4, da. 4 și sus și jos, deci 4x pe 12. 4x și, nu, 3x pune, 3x punem 12 numitorul comun și facem 3x 4. 4x minus x 3x da? 4x minus x egal cu 3x pe 12 și se simplifică prin 3 și e 2x pe 4. X pe 4 a rămas. X pe 4 a rămas după ce am operat și a treia zi. Nu mai urmează a cincea zi, a patra zi, nu? Nu, dar zice, zice așa, a doua așa, și au mai rămas 1125 kg. Adică asta, asta cât o rămas egală, deci x pe 4 este egal cu 1125 kg. Da? A, pot să zic eu acum că e, păi, 1125 ori x pe 4. Nu, nu, nu. Sau ca să amplificăm acum. Amplificăm cu 4. Da? Deci, x va fi x-ul de la început. Da. X-ul va fi egal cu 4, de 4 ori 1120. Dar nu facem direct? Păi, facem. Am scris 4 ori 1120. 4 ori 5, 20. 4 ori 2, 8, 10. 4 ori 4, 1, 5. 414. 4.500 kg au fost în magazin. Deci, data trecută, în problemă, ne-a indicat cele 4.500 kg. Acum v-am spus, nu vă spun cât, dar vă spun cât au rămas la sfârșit. Și voi, noi am mers repede. Am mers înapoi. Da, am mers înapoi și am găsit foarte bine că știu restul, da? Da, da. Bun. Asta a fost problema a... A cincea. A cincea. A, și gata, și acum trecem la asta, la geoma varză. Dar timp, așteaptă geoma varză. Mai este o problemă, mai avem o problemă, dacă nu? Nu, nu. Păi mi-a spus că la testul nu știu care... Testul 2, da, dar să controlezi, adică când aveam 3, am dat e dușit. Deci, a cincea de aici nu avem? Ba da, asta am făcut-o. Pe asta am făcut-o acum. Dar aici erau două. Da, așa, le-am făcut pe toate trei, da? Da. Deci, practic, am epuizat tema pentru a doua zi. Zi, adică pentru mâine. Pentru mâine. Ce număr ai fost adus? Sunteți, unu, cum sunteți voi? Da, să vedem testul. Numărul 1, cine e numărul 1? Ai fost numărul 1? Da. Și așa. Eu. Și eu. Cât a fost numărul 1? Excelent. Atunci vedem. Super. Problema. Aia, 3-ul. Cât este ceasul, vă rog? Mai avem 20 minute. 20 minute e foarte bine. Exact, scrie acolo. Prima a fost foarte simplă, da. Mi-a plăcut. Prima? Mi s-o păr mai grea. A doua cea mai simplă mi s-o păr. Prima a fost cea ușoară. Cum? Adică avem mâna acâi, gata copii? Ne concentrăm să vedem.
Deci așa. Numărul 1. Se știe că triunghiul ABC e congruent cu triunghiul MPR. Măsura lui B 73 grade, măsura lui C 29, AB de 4 cm, MP de 5 cm. Determinați MR, AC și măsura lui P și măsura lui R. Ați făcut-o pe prima? Da. Da. Deci triunghiul ABC e congruent cu triunghiul MRP. Hai să vedem cum am fost gândit. Triunghiul ABC, A, B, C, e congruent cu triunghiul, trebuie să-l fac și eu cam la fel, da? Hai să zic că l-am făcut. Zice M pe R. În aceeași M pe M pe R. Unghiul B e egal cu 73 de grade. Deci, în ipoteză, am triunghiul ABC congruent cu triunghiul M pe R. Măsura lui B e egal cu 73 de grade. Măsura lui C e egal cu 29 de grade. AB e egal cu 4 cm. MP e egal cu 5 cm. Dar profesor, profesor în clasa asta nu ai trebuit așa ținut în linia da, da, nu, nu era făcut. Nu era important, dar determinați MR egal cu cine, AC egal cu cine și MP, măsura lui P egal cu cine și de asemenea măsura lui R egal cu cine. Deci desenele le-am făcut corect, problema n-am văzând ordinea literelor de aici, da. ABC, MPR. Știu că ABC e congruent cu MRP, asta înseamnă că AB e congruent cu MR, da, BC e congruent da, cu R. Da. Hai să luăm așa, unghiul A e cu unghiul M. Da, B cu R, C B cu R și cum pe B îl avem, pe R îl știm, dată, nu? Da, da. Deci cât este R? Hai să zicem. R știu cât este B. B-ul e cât P-ul, da? Da. P-ul da. Este 73. Iar C-ul e cât R? 29. Da? 29 de grade. Ne mai trebuie acum să află pe cine. Deci am găsit pe R. Mai trebuie să... Nu. Sunt date astea. Bo? AB-ul este cât MP. Da. AB cât MP. Deci 4 cm. Este dar MP îl avem aici dat? Cintă! MP! MP știu. Se cere MP? Se cere MP? Nu, MR. MR? Depinde cum am notat la triunghiul. Păi triunghiul ABC MRP. MRP. Aha, așa. MRP. Deci am scris greșit, da? Știam eu ceva când eu... Înseamnă AB cu MR și cum pe AB îl știm că e 4, MR va fi egal cu 4, da? Aaa! Deci, și am trecut la... AB cu MR. Și MP cu AC. MP MP cu AC. Dar se cere cine să determină? Determinați pe AC. Așa. Și MP cât este dat aici? MP e de 5. 5 cm. Așa. Și AC este de 5 cm, da? Da. Deci e terminat problema. Așa profesor, că, da. Nu mi-a dat așa. De ce? Așa? Că a notat prima oară când a notat dumneavoastră, M pe R. Uite, trebuie să uităm aici. A, B, C, M, R, P. M, R, P, așa scrie aici. Da. M, R, P, nu M pe R. Și a notat în... E văzut? De asta nu mi-a dat. Sigur că da. Asta a fost motivul. Când atunci, când te uiți la asta, vezi. A, B, cu M, R,
AC cu MP. AC cu MP. Da. AC cu MP. Și de ce s-l-o dat pe MP? Ca să poți să, da, poți să le găsești. Bun. Triunghiul, deci la primul număr, așa trebuie gândit. Atenție multă cum sunt, cum este scris triunghiul, ca ordinea literelor. Ca să putem face corespondența respectivă. Determinați, triunghiul ABC și MNP sunt congruente. Triunghiul D este mijlocul laturii BC, Q mijlocul laturii MP. Arătați ca D congruent cu MQ. Dar știu unde a obținut triunghiul. Eu asta n-am știut, dar a fost ușor. Deci, problema a doi ne spune așa că... Triunghiul ABC, deci în ipoteză. Da. Triunghiul ABC, triunghiul ABC și congruent cu triunghiul MNP. MNP. D este mijlocul laturii BC. D mijloc lui BC. Q mijlocul laturii NP. Q mijloc mijlocul lui NP. Lui N. Lui N-P. N-P, da. Da. N-P. Cum traducem asta că e mijloc? Poți zic eu. Zi. Păi mai întâi dacă desenăm triunghiul. Nu, 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 nu. Cum scriem aici, numai cu un ipoteză. A, B, B, D, congruent cu C, D. Da, zicem așa. Că D aparține, atenție, deci echivalent, te spune că D pe BC. D aparține segmentului BC. Da, deschis. Și încă D la mijloc, scrim asta că BD congruent cu DC. Și că Q e mijlocul unui P. Poți să zic? Scrie-te, rău, spune. Putem să zicem așa că Q aparține lui NP. Q aparține lui NP. Da. NP. Și de unde rezultă de aici că NQ, NQ, da, e congruent cu PQ. NQ congruent cu QP. Da. Așa. Arătați că AD, asta este toată ipoteza. În concluzie, trebuie să arătăm că AD congruent cu NQ. AD, așa, congruent cu NQ. MQ. Deci? Să desenăm și noi două triunghiuri. Eu am făcut două triunghiuri normale, după care am făcut o bisectură. Da. Nu știu, așa am făcut și așa. Triunghiul ABC. Deci, A, B, C. Și triunghiul MNP. M, N, P. Da? MNP, respectăm notațiile. Spune că D mijlocul lui BC. BC, D la mijloc. Și Q mijlocul NP. N la mijloc. Uh-huh. Și trebuie să arătăm că AD asta e cât asta ne aici. Uh-huh. Acolo e Q, domn profesor. Q. Q aici, da? Da. Q. Da. Cum am gândit? Păi dacă am făcut așa, triunghiul ACD, da, e egal sau congruent cu triunghiul AD, ABD și după aia un triunghiul care... Triunghiul care ACD. Da. Și e congruent că dacă AD zici că... Asta îți demonstrezi că AD este, da, bisectoarea. Eu, de exemplu, am... Și... Dar de ce bisectoare? De ce v-ați gândit că să fie bisectoare? Dar nu am zis așa, fi bisectoare.
Este latură comună. Păi e altceva. Este latură comună. E așa. Ia uite-te, eu o trimit așa. Și asta rulește așa cu asta? Cel mult cum se cheamă care nu este văzut cum e jocul? Latură comună. Se cheamă un loc. Mediană. Nu am învățat acolo. Nu-i nimic. N-ați învățat, dar nu. Aflam acolo. Deci nu poți să spui că e bisectoare. Ați vorbit de bisectoare. Bisectoare, ați învățat de bisectoare. Da, în partea unghiul, în două unghiuri congruente. Dar nu-i bisectoare. Atunci, păi uite, uite, e și bisectoare, nici vorba. Trebuie să demonstrăm că ADCM sigur că da, sigur că da. Și din prima relație, triunghiul ABC e congruent cu triunghiul MP, avem că AB e congruent cu MN, că BC... Deci AB congruent cu MN, că CD, CB-ul toată... CB-ul cu P, nu? Așa, cu P, nu? Și AC-ul cu MP-ul. Deci pun două linuți pe ea, dar așa toată. Da, și asta trei, da. Deci începem demonstrația. Demonstrație. Triunghiul ABC congruent cu triunghiul MB echivalent, va spune că au elementele congruente două câte două. Adică de aici AB congruent cu M, da? Că BC congruent cu cine? BC congruent cu MP. Cu MP. Da. Că mai au AC, așa este? A treia latură, congruent cu... AC congruent cu MP. Cu MP. Și încă, unghiul A, măsura unghiului A, sau unghiul A congruent, nu așa puteți zice. Unghiul A congruent cu UM, că unghiul B congruent cu unghiul N, și că unghiul C congruent cu unghiul P. Deci când ai zis congruența între unghiurilor, înseamnă două câte două elemente congruente. Una dintr-una cu celălalt și așa mai departe. Și acum, odată spus treaba asta, să vedem în continuare cum gândim. Noi trebuie să arătăm că AD congruent cu MQ. Ei, aici e problema. Visăm. Dacă pe AD l-am prins într-un triunghi și pe MQ într-un alt triunghi și dacă triunghiurile acelea ar să fie congruente... Înseamnă că și laturile, latura sau unghiurile sunt tot congruente. Toate laturile, da, și unghiurile vor fi congruente și în final și AD-ul va fi cu MQ. Da, dacă zic așa că A, C, D e congruent cu M, pe Q... Păi e o idee! Deci dacă tu poți să arăți și asta, e congruent cu ăsta, dacă poți să arăți, atunci este extraordinar. Păi și-am făcut. Dar să vedem. Să vedem. Păi acum nu mă știu cum a judecat. Iată, să o ia de la capăt cu judecata. Păi cum am făcut? Arătăm că AC... Avem! AC... Pot să zic eu cât e congruent cu PQ. De unde știi? Păi se vede, din probleme. Nu, că se vede. Că sunt congruente. Triunghiurile sunt congruente. Fiindcă BC toate era cât PQ. Și fiindcă D la mijloc, înseamnă că CD e cât DB, da, și PQ e cât QN, avem asta în ipoteză, atunci jumătate din CB, care e CD, e congruent cu jumătate din PN, care e PQ. Da. Deci, triunghiurile AC, Miruna, când discutăm un raționament, ne ducem până la capăt, da, pe el, nu rupem problema, că eu am făcut altfel. Deci, nu urmărim problema. Da? Atenție multă. Că altfel stricăm tot. Deci, atenție. Prin telefon. Nu e o problemă. Da, să vedem ce. Prin telefon.
Da. Alo, da? Bună seara. Ești foarte tristă. Dar de unde ești tu? De unde ești? Din? Roșiori de Vede. Roșiori de Vede. În ce clasă ești tu? Da. Ești în clasa 11, Roșiori de Vede și ești tristă. Acum eu sunt într-o lecție de matematică cu niște copii de clasa a 6-a. Te rog să mă suni după ora 9. După ora 9, că atunci voi fi liber, de la 7 acum la 8, la 9 am încă o altă lecție, clasă la 10, și atunci îmi pare rău, nu pot să te ajut acum, sunt în timpul lecții, bine? Bine, la revedere. Da, o fetiță din clasa 11, iată că ar dori un ajutor, dar să ne întoarcem aici. Deci, cele două triunghiuri luate în discuție au latura asta cât asta din ipoteză, cât laturile a triunghiului, au unghiul de aici cât ăsta de aici, tot din ipoteză, că B cât C, și mai au latura asta de aici, cât asta de aici, din ce motiv? Pentru că jumătățile a două laturi congruente. Deci și CD cât PQ. Da. Păi în două triunghiuri în care se întâmplă să avem latură, unghi, latură, latură, unghi, adică latură, unghi, latură, cele două triunghiuri luate în discuție sunt congruente conform cazului L. Așa am făcut. Da. Conform lui L. Bun. Tu ai o altă idee? Nu, am pus eu la fel. Dar am pus A, ce e congruent cu MP. Deci tu zici, fie triunghiurile, hai să vedeți cum trebuie de dată, fie triunghiurile ACD, ACD și triunghiul APQ, APQ, despre care spunem că au cele două triunghiuri. AC congruent cu MP, MP din ipoteză. Deci din ipoteză, că e data asta, uite, avem aici. AC cu MP. Vedem? Toată lumea, da? Unghiul C congruent cu unghiul P din ipoteză. Da. Iar de desubt spunem CB, latura CB, e congruentă cu latura PQ, PQ din ipoteză. Rezultă că împărțim la 2 pe fiecare, adică CB. Dar nu e CD? CB. CB toată e cât pe cu până. Până, da? CP e până, cu până, până trebuie să spun, da? CB e toată cât până. Așa, atunci, că bă, pot să zic eu. Și jumătățile, CD, pe 2. Jumătate din CD, congruent cu jumătatea lui PN cu da. PN supra 2. Dar cine e CD pe 2? CD supra 2 e CB. CB supra 2 e tocmai CD. Deci rezultă că CD e congruent cu cine? Cu PQ. Da? Și acum, din cele trei, conform cazului L-ul, triunghiurile luate în discuție, triunghiul ACD, ACD, e congruent cu triunghiul care? ACD cu APQ, APQ, și triunghiurile fiind congruente, și elementele toate sunt congruente două câte două, adică AD, care a rămas, AZ e congruent cu A, cu MQ. Dar nu e ACD cu MPQ, că a scris APQ. Deci, încă o dată. ACD cu MPQ și a scris APQ.
Deci ACD cu MPQ. Și a scris A cu Q, asta nu. ACD cu MPQ. Foarte bine, te veni cu MPQ. Și în condițiile astea am arătat că triunghiile sunt ungurite. Una, două, trei elemente sunt deja, a patra am pus-o și mai sunt unghiurile. Unghiul ăsta de aici cât ăsta de aici. Corect. Și unghiul D cât unghiul D, cât unghiul Q. Ca să avem toate elementele scrise. În final, așa trebuie redactat. Atenție aici, dacă nu redactați așa și spuneți direct că CD e cât pe Q, n-aveți argument. N-aveți argument pentru cea de-a treia latură, da? Deci trebuia așa. Ele la început, ce B toate cât pe N, împărțim prin 2 și înseamnă că CD-ul, adică jumătatea lui CB, îi cât jumătatea lui pe N. Și deci în final avem... Haideți să vedeți. Da. Da, ne oprim aici că mi-a venit grupa de la 11-a, 10-a.